Pentru a afla mai multe detalii, intrăm acum în legătură directă cu Emedy Tămaș, arhitectul proiectului de reabilitare a Palatului Baroc. Bun găsit! Bună ziua! Observăm că lucrările la Palatul Baroc se mișcă în ritm alert. Puteți să ne spuneți dacă se lucrează în paralel în mai multe zone ale clădirii? Da, se lucrează la aripa sudică, atât la șarpantă cât și la fațadă și mai țin și lucrările de reabilitare ale subsolului. Deci e o echipă formată din 40-50 de muncitori. Și cum decurg acestea? Așa cum v-a dorit sau cum e planificat? Aproximativ. Suntem în grafic, poate cu o ușoară întârziere, având în vedere că iarna, în perioada iernii, a fost destul de dificil să se lucreze. Anumite tehnologii nu pot fi făcute în timp. Știm că în ultimele luni s-a igienizat și subsolul clădirii. Sunt gata lucrările acolo? Doar într-o anumită măsură, anumite faze, da, au fost decapate toate tencuielile și se lucrează la rostuirea bolților, la rostuirea zidăriilor care rămân cu cărămidă aparentă, au fost demontate butoaiele și o să se înceapă de curând lucrurile la utilități. Când credeți că va fi gata aripa sudică și cât înseamnă ea din întreaga clădire? Înseamnă mai puțin de o treime din clădire și sperăm ca până la finele lunii iunie sau începutul lunii iulie să se definitiveze lucrările pe acest tronson. Anul ăsta teoretic ar trebui să se termine reabilitarea fațadei, reabilitarea și înlocuirea tâmplăriilor, respectiv a învelitorii și lucrările la șarpantă. Nu este exclus ca până la urmă să solicităm o mică amânare și poate că lucrările vor mai dura la nivelul fațadei și la începutul anului viitor. Am înțeles că au fost descoperite și picturi originale de acum sute de ani în anumite spații din interior. Se lucrează la restaurarea lor? Da, în 2015, când s-au făcut lucrările pregătitoare, cercetările de parament și expertizele, au fost identificate picturi murale în două din trei săli, picturi originale baroce din secolul al XVIII-lea și după mutarea birourilor aparținând Muzeului Țării Crișurilor, am și început decopertarea lor, iar într-una din cele două săli, în momentul de față, toată tencuiala acoperitoare a fost decapată, urmând ca, bineînțeles, de acum încolo să înceapă lucrările de curățire mecanică și chimică a picturilor murale respective. Avem și o veste bună, faptul că parcul din jurul palatului va fi și el reabilitat. Cum va arăta zona după această reabilitare? Da, având în vedere că nu s-au prea făcut lucrări de întreținere în parc în decursul decenilor, va fi probabil o diferență mare între ce va urma după ce se vor încheia lucrările de reabilitare, se vor planta specii noi, soiuri noi, se vor moderniza aleile, se va dota tot perimetrul cu mobilier urban nou, cu iluminat nou, infrastructura aferentă nouă. Și probabil ca și aspect, parcul în mare va rămâne așa, deci de timp de tip englezesc, s-ar putea ca în zona fațadei palatului să reamenajăm niște scoaruri în stilul parcurilor baroce.